Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Iată-ne pe ultima sută de metri a campaniei electorale, etapă în care toate formațiunile politice încearcă să vă convingă pe dumneavoastră telespectatorii să îi alegeți, pentru că fiecare din programele acestora sunt mai bune decât ale adversarilor politici. Dumneavoastră veți fi cei care veți decide acest lucru. Spațiul emisiunii de astăzi îl avem din nou în platou pe domnul inginer Dorin Altan, loc întâi la Senat, Partidul Mișcarea Populară. Bine ați revenit la... Bună ziua, bine v-am regăsit, doamna profesor. Roman 24, precum și pe domnul Mihai Crețu, domnul inginer Mihai Crețu, locul 4 la Camera Deputaților, în calitatea sa de specialist pe domeniul transporturi, care este președinte al Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24. Mă bucur, domnule inginer, să abordăm azi o chestiune legată de o problemă pe care clasa politică românească, care a politizat totul în țara asta, n-a reușit să o rezolve. După ce, din interesele știute, au fost puse pe chituci marile societăți de asigurări, producând așa o pagubă mare la buget, iată că dumneavoastră transportatorii ați fost nevoiți să ieșiți în stradă pentru că nu mai era de suportat creșterea poliției obligatorii de asigurări. Dar cu voia domnului inginer Antal, aș vrea să începem abordarea cu această chestiune, pentru că toată toamna am văzut nemulțumirile majore și legitime, spunem noi jurnaliștii, ale posesorilor de parcuri auto. După nenumărate discuții și proteste în legătură cu majorarea tarifelor poliției de răspundere civilă RCA, noi am ajuns, Confederația Operatorilor de Transport Autorizați din România, am ajuns la un acord provizoriu, ca să zic așa, un acord cu guvernul și cu ASF-ul. ASF-ul este Autoritatea de Supraveghere Financiară. Condusă de această autoritate este liberal, este Mișu Negrițoiu, încă este condus de dânsul. Guvernul a dat o hotărâre pe 2 noiembrie 2016, hotărârea 826, privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și tramvaie. S-a stabilit deja prin această hotărâre tarifele maxime pentru această poliță. Eu am aici câteva din aceste prețuri practicate provizoriu, și am să vă dau câteva exemple, dacă îmi permiteți. Chiar vă rog. Așa. Deci, ceea ce ne doare pe noi cel mai mult, la autovehicule de transport cu mai mult de 9 locuri, la persoane fizice și persoane juridice. De exemplu, la autobuze cu până la 17 locuri, fiind microbuz, deci prima maximă este de 982, la autobuze de la 18-40 de locuri pe scaune, 3343, și la
la autobuze cu mai mult de 40 de locuri, 6600. Ceea ce nu suntem noi mulțumiți și n-am ajuns la un consens, este la transporturi de marfă. În continuare, Cotar se declară nemulțumit de valoarea tarifului RCA la peste 16 tone. Spre deosebire de autobuze, microbuze și altele, care am ajuns cumva la nivelul la anul 2015. Domnule inginer, vă întrerup un pic, pentru că vreau intervenția dumneavoastră pe această chestiune. Dumneavoastră spuneți că aceasta este o problemă care a fost pasată de guvernul tehnocrat în curtea viitorului parlament și a viitorii guvernări, după ce ineficiența acestuia a dus la scoaterea transportatorilor în stradă și efectiv la repercutarea acestor majorări în buzunarul nostru al consumatorului, pentru că până la urmă în mâna noastră se bagă guvernul adânc sau bagă actuala guvernare mâna pentru a rezolva nemulțumirile transportatorilor. Totul se va reflecta în prețuri. Păi, așa este. Dar eu vreau să ajungem la o analiză a rapoartelor ASF. Și vreau să vă spun că produsul RCA a avut în ultimul an cea mai mare creștere dintre toate produsele comercializate în România, acestea fiind și obligatoriu. Că acest RCA este obligatoriu până la urmă. În ultimul an, daunele au scăzut cu 3%, în timp ce prețul RCA a cunoscut cele mai mari creșteri din istorie. Deci transportatorii au ajuns să plătească polița majorate cu peste 300%. Deci care, da. În ultimii 5 ani, piața de asigurări din România a registrat o creștere a încasărilor de 100%, în timp ce valoarea daunelor a crescut cu 38%. Ceea ce vreau să mai spun, în ultimii 2 ani, gradul de asigurare a parcului auto național din România este în continuă scădere, cauzat în primul rând de puterea scăzută de cumpărare a unui produs obligatoriu care a ajuns exorbitant de scump. Pentru a corecta informarea tuturor beneficiarilor de polițe de asigurări obligatorii din România, amintim faptul că în Uniunea Europeană cheltuielile administrative și profitul societăților de asigurări nu depășesc 35% din valoarea poliței RCA. Într-o piață de asigurări nesupravegheată de către ASF, costurile administrative și profitul societăților de asigurări care operează în România ajung și la 90% în comparație cu 35% cum este Uniunea Europeană. De exemplu fiind dat de către clasa de autobuze, pentru care la fiecare 100 de lei încasați, asiguratorii achită daune de 10 lei. Deci este o diferență care e așa. Observăm faptul că după acțiunile de protest, atât Parlamentul României cât și ASF au revenit la vechile metehne, adică la vechile aranjamente pentru care emanațiile politice au dorit să obțină acele funcții ce generează acces la bani și putere. Nici o comisie din Parlament nu mai este interesată de reforma ASF. Principalul responsabil de haosul din piața de asigurări și nici de modul în care această instituție rezolvă problema prețurilor RCA. Ce am să vă spun, că ne-am săturat de anumiții domni din Parlament, ale căror acțiuni sunt orientate strict spre interesul lor politic și personal. La momentul potrivit vom discuta explicit și despre partidul care l-a propus și care îl susține pe domnul Mișu Negrițoiu la șefia ASF. Pentru ca cele 6 milioane de cetățeni cu drept de vot și abuzați de ASF să înțeleagă de ce plătesc un RCA și de ce în ce mai scump și care nu despăgubește în caz de daună. Eu o să-l opresc o secundă pe colegul meu. Ca specialist, scuze, eu am fost doctorand în asigurări, n-am făcut caz din chestia asta, chiar consider că e o mică nereușită profesională a vieții mele, dar sunt alți factori care
m-au determinat să renunț. Am fost din 92 până în 2008 activ în piața asigurărilor din România, am fost director național de vânzări la companii românești de asigurări, am fost director departament control național la companii de asigurări, unit manager la companii internaționale de asigurări de viață, deci am o carieră lungă în asigurări, iar doctorand am fost la Academia de Studii Economice din București, specializarea economia asigurări, teza de doctorat era asigurări de răspundere civilă, căi și mijloace de creștere a eficienței lor socioeconomice, deci printre altele mă ocupam și de acest RCA care e atât de discutat în ultimul timp și politizat. Din păcate. S-a ajuns aici pentru că noi românii ne furăm căciula din totdeauna unul altuia. Au fost foarte multe societăți de asigurare care au alimentat Astra, da, exact. Carpatica. Nu mai există societăți românești de asigurare, doar societăți multinaționale. Care pentru, că ei, pentru că ei au furat profitul. într-una. Mi-aduc aminte în anii 99-2000, când era în floare această răspundere civilă auto, se vindea la orice colț de stradă, orice om putea să vândă RCA, ajunseseră comisioanele de colectare la 70%, da? Deci 70% din valoarea poliței era încasată de intermediari, 30% ajungea la societatea de asigurare, pentru că era o nebunie de a câștiga piața, negândindu-se că acest RCA este de fapt cel mai păgubos produs de asigurare. Vă spune un om care lucrează în asigurări. Colegul meu vorbește din punctul de vedere al transportatorului și este îndreptățit să fie nemulțumit, pentru că e un cost suplimentar pentru el ca transportator. Foarte mare cost. Exact. Și atunci este lovit de chestia asta. Dar eu vă spun că am ajuns aici din cauza că noi românii furăm într-una. Deci au furat, au distrus societățile de asigurare. Lăsați-mă o secundă. Deci au distrus societățile de asigurare prin furt. Au creat niște portofolii foarte păguboase. Când tu ai 90% din asigurări, o societate de asigurări mă refer, când ai 90% portofoliu de asigurări auto, casco și RCA, e clar că caz în cap într-un an. Pentru că rata daunei este foarte mare la asigurările auto. Imaginați-vă ce rată de daune este la o clădire și la o care stă pe loc și are puține riscuri pe care pot să le suporte și ce riscuri are un tir care merge în toată Europa. Drama mare mi se pare alta, că deși românul plătește aceste RCA-uri, că brând nebrând n-are cum să iasă cu mașina. Sunt absolut obligatorii. Gândiți-vă, da, că plătești, nu știu, dau un exemplu, dai un leu și faci o daună de 100 de lei. De unde scoți banii ăștia? Așa, dar gândiți-vă la faptul că odată ajungi omul plătește, dar odată ajuns în servisuri, acestea refuză să... Nu mai este acum chestia asta. Era până acum, când erau Carpatica Asigurări, când era Astra, când erau societăți care au falimentat. Acum sunt societăți străine, serioase, care am înțeles că își respectă angajamentele cu clienților. Aici este un mecanism pe care trebuie explicat și telespectatorii noștri trebuie să-l înțeleagă, legat de modul acela de a crea un fond în exterior de reasigurare. Dar corect, aici mecanismul să-l explicăm și soluția adusă de... Paradoxul este că asigurările și fondurile de investiții au fost inventate de cei mai zgârciți oameni din lume, de scoțieni. Deci ei au stat și s-au gândit cum să procedeze dacă cuiva e afocasă, dacă cuiva îi dispare nava, că erau mari transportatori maritimi, da? Și s-au gândit așa, să adune de la fiecare câte puțin într-o căciuliță și de acolo, când se întâmplă necazul cuiva, să-l dea mai departe. De aici a început tăvălugul și s-a ajuns la nebunia care este astăzi în întreaga lume, legată de fonduri de investiții, legată de fonduri de asigurare și mai departe. Cum funcționează o asigurare? Să, conform statisticilor, se calculează niște coeficienți de risc pe un anumit risc pe care doresc să-l asiguri. Și se ajunge la o cotă de plată, nu știu, de 0, nu știu cât la sută sau un pic mai mare când e vorba de autovehicole. Se adună toți banii aia într-un fond de asigurare. Fondul ăla trebuie structurat conform legislației și ASF-ul se ocupă de chestiile astea și mai înainte se numea, cum se chema ăsta înainte de ASF, se chema de supravegherea asigurărilor.
Am uitat. Tot autoritatea se despre. Nu, ăștia au fost creați acum vreo 4-5 ani în urmă, înainte schema. În fine, îmi scap acum, mi-aduc aminte. Era un domn Crișan care a ajuns la pușcărie până la urmă și el, tot din cauza furturilor. Deci, se adună și ele, conform legislației românești, care este foarte bună, repet, foarte bună, numai că nu se respectă, se adună ca 10% trebuie să fie depuși în acțiuni de stat, în bonuri de trezorerie, adică să fie în locuri de garantate de statul român, că atunci când intervine falimentul, oamenii să-și primească banii care trebuie să-i primească la o societate de asigurare. Da? Deci, portofoliul fiecare societăți de asigurare, lichidități, bani speciali pentru daune urgente și pentru cum să le numim noi pe astea care vin așa peste noapte, peste noi. Intempestive. Da, intempestiv, dar catastrofe, cataclisme și așa mai departe. Aici vreau eu să aduc discuția. Și o parte din banii care îi plătește efectiv, o parte merg pentru reasigurare, pentru că imaginați-vă, o societate de asigurare are un portofoliu de 1 milion de clienți, asta înseamnă, dau exemplu așa, 10 milioane de lei adunați într-un loc și odată vine un cutremur și dărâmă două locuri de birouri în București care costă ele 200 de milioane de lei. De unde scoate banul? Atunci el se duce la firme mult mai mari din străinătate și reasigură portofoliul. Adică dacă eu, societatea de asigurări X, nu pot suporta dauna mare, cum vă dau exemplu gemenii, turnului gemenii din New York, da, care au căzut odată, era să falimenteze Alianțul care e cea mai mare societate de asigurări din lume aproape. Și ei atunci au fost îngenunchiați, erau două clădiri de o valoare fantastică și au trebuit și ei la rândul lor să fie reasigurați. Deci, din cota aia pe care o plătim noi, o părticică merge afară la reasigurare. Bun, dar haideți să revenim la ceea ce propuneți dumneavoastră. Dumneavoastră a spus că legislația e bună, dar marea hibă a ceea ce se întâmplă în România, că la noi legea nu se respectă. Este făcută ca să fie încălcată. Haideți să ne gândim doar la povestea cu asigurarea locuințelor, cum spunea dumneavoastră. S-a dat o lege de asigurare obligatorie a locuinței, așa cum s-a dat și pentru RCA, dar ea nu poate, nici măcar statul nu o respectă. Statul nu și-a asigurat propriile imobile. Pentru că nu suportă bugetele locale. Aici trebuie găsită soluția. Cum o vedeți dumneavoastră din punct de vedere legislativ? Soluția asta trebuie găsită, fiecare gospodar din fiecare oraș, din fiecare comun ar trebui să rezolve problema asta. Asta prima dată ar trebui, bugetele ar putea să crească în primul rând prin stimularea investițiilor locale, adică să atragi investitori, și al doilea printr-o mai bună colectare a taxelor și impozitelor, care este la noi absolut deficitară. Da. Nu la noi în Roma, la noi în Roma. Nu, chiar... am zis în România, nu la noi în Roma. Nu, eu nu mă iau de Roma, nu cunosc. Chiar romașcanii sunt buni, platni, săraci, primul lucru când fac. Nu am spus că nu sunt buni, platni, am spus că stăm prost la colectarea taxelor și impozitelor în general. Populația stă la cozi interminabile să plătească cu reducere de 10%. Vorbesc de operatori economici, vorbesc de celelalte entități, că nu numai populația plătește taxe și impozite. Asta e cu totul altceva. Și atunci, concret, ce veți face odată ajuns în Parlament, având, iată, cunoștințele acestea deosebite despre asigurări, ce propuneți dumneavoastră să modificați la lege ca ea să poată fi aplicată și să nu se mai ajungă în situații de acestea? Legea, cum o cunosc eu, este bună pentru că este aliniată la legislația europeană. Înseamnă că normele de aplicare ale ei. Normele de aplicare sunt corecte. Da. Acest ASF trebuie restructurat. Au intrat acolo oameni salarii, politici, da, care au niște salarii colosale, dar aduceți-vă aminte că înaintea, nu știu dacă Negrițoiul e PNL, s-ar putea să greșiți, la dinaintea nu lui era PNL. Cum îl chema? Care e deja la pușcărie. Nu scapă. Era un senator liberal super cunoscut, care a trecut pe linie moartă la ASF cu 35.000 de euro salariu pe lună. Aici e mare noi, drama. Confederația Operatorilor, am înțeles de acum 3 luni că domnul Negrețoiu își va da demisia din acest ASF. Nu și-a dat-o nici în ziua de astăzi, dar, în fine, voi vedea. Noi vom continua cu proteste și cu ce avem de făcut pentru a ajunge la ceea ce ne-am propus. Deci ca tarifele RCA să fie exact cum ne-am propus.
Eu cred că depolitizarea SF-ului o să fie primul pas că aducem acolo profesioniști și oameni corecți care să nu favorizeze pe nimeni și să aplice corect legea. Cred că ăsta ar fi primul pas. M-ați întrebat ce aș face. Asta aș face prima dată. Aș ceri depolitizarea SF-ului, care este o societate, este o asociație profesională până la urmă, numită de stat să verifice aplicarea corectă a legilor în sistemul financiar din România. Domnule inginer, dați-mi voie și dumneavoastră știți mai bine ca orice că această depolitizare este o poveste pe care o auzim de 25 de ani. Sunteți de acord cu mine că odată și odată trebuie făcut? Da, trebuie ruptă pisica? Să zicem că s-a făcut asta, dar s-a făcut formal, pentru că la ora asta se spune că funcționarul public de nicăieri n-are voie să fie membru de partid. Mergeți dumneavoastră în toate deconcentratele din județul Neam, nu vă spun altfel, și o să vedeți la Direcția Muncii omul PSD-ului, la Inspectoratul omul PSD-ului și așa mai departe, le luăm rând pe rând, a UNPR-ului, a tuturor formațiunilor care s-au perindat aici la... Aici un pic n-aveți chiar dreptate până la capăt. De ce? Pentru că noi românii avem un stil așa de a trece dintr-o barcă în alta imediat. Acum îl știm că e la PSD, acum știm că e la PNL. Se schimbă guvernul PSD, el e PSD-ist. Se schimbă PNL, e PNL. Văd prin târguri o anumită persoană care are în spate 20-30 de oameni cu care merg și împart pliante și arată că ei sunt puternici, dar vin acolo cu mașini foarte scumpi, sfidând oamenii care n-au bani. Știm cu toții că abia să târâi de pe zi pe alta și dacă n-ar avea pe săracii români, copii, nepoți și așa mai departe care să lucreze în străinătate, să le trimite lunar acolo 100-200 de euro, probabil ar muri de foame. Și tu vii cu grupul, cu jeepuri, cu SUV-uri și demonstrezi ce? Ce le arăți românilor? Ce le arăți nemțenilor? Că forța asta se numește forță, se numește putere? Nu, se numește... Nu dau exemple concrete, că nu mi-am propus în campania asta, dar știu oameni din orașul ăsta bogați care au fost FSN, PSD, PNL, PNCCD, PNL, PSD, înapoi PNL, funcție de cum au bătut curentul. Deci, nu, asta eu n-aș numi politizarea, aș numi hoția românească, șmecheria românească, adică cu cine mă poate ajuta să acced acolo în funcția ecutare? Mă mut acolo. Și aici ar trebui electoratul să vină să, cum spunea președintele nostru, ardei. Bine, să iardă, dar tot omul politic românesc tot găsește el o mică șmecherioară prin care să lase poliție. Să nu luăm mai departe decât dacă ajungem la capitolul învățământ despre care am discutat. Ministrul actual al învățământului și educației și-a propus ca prin acest concurs de ocuparea funcțiilor de director în școli să depolitizeze instituția învățământului, care știm că e super politizată și ea. A reușit? Vă spun eu că n-a reușit. Pentru că modalitatea de la concurs au înscris aceiași directori care erau oamenii PSD-ului, oamenii PNL-ului, oamenii știu eu căror formațiuni politice au mai fost la guvernare. Dați-mi voie să explic aici. E o mică ipocrizie la noi, la români, chestia asta cu politizarea, pentru că se merge prea departe. Uitați-vă ce este acum Statele Unite, da? Democrații după două mandate pleacă și vin republicanii lui Trump, care era înjurat. Și așa se întâmplă în marile democrații, dar acolo sunt două partide mari. În cele două, asta nu se înțelege în România, că cele două grupuri mari, democrații și republicanii, sunt sute de partidulețe din cele 47 de state ale Americii, Statele Unite ale Americii, da? Sunt sute de partidulețe care sunt în două curente fixate, da? Democrații și republicani. În secunda în care vin acolo lui Trump, care o să intre în ianuarie, pe 20 ianuarie parcă și intră în mandat, o să vedeți că acolo se schimbă aproape tot aparatul de stat. Pentru că zice, vin cu politica mea, o implementez cu oamenii mei. Președintele Băsescu spunea că ambasadorii Statelor Unite în toată lumea, singura lor grilă de departajare este câți bani au participat la campania electorală a lui Trump. Deci fiecare ambasador din lumea asta este numit în funcție de câți bani. Ați auzit? 6,6 miliarde de dolari, oameni buni. Și noi spunem, PSD-ul a dat atât, ăla a dat atât. Campaniile electorale se fac cu bani.
Dar ăia care sunt aleși ar trebui să facă treabă pentru popor. Ăia chiar fac pentru poporul lor. Sunt cei mai mari datornici ai planetei și uitați cum trăiesc americanii totuși. Sunt cei mai mari datornici ai planetei. Ce să înțelegem de aici? Că Ceaușescu a fost un prost când a scăpat de datoria externă și americanii sunt deștepți că sunt cei mai mari datornici, nu? Deci, repet, și acolo, dar cei care vin fac ceva pentru țara lor. Nu fură și să duc în străinătate și în offshore-ul și asta. Da, revenind la voile noastre, adică la RCA-ul nostru, vedeți posibilă rezolvarea acestei situații în următorul mandat? Este posibilă o rezolvare probabil după 11 decembrie. Dacă nu va fi așa, noi vom continua să facem protest și... Bun, și da. Ce rezolvă protestul? Că realitatea e că nu sunt bani. Totuși, noi, Cotaru, am rezolvat ceva. Ați înghețat tarifele, dar totuși este ceva. Dacă era explozia, ați văzut la un camion, era ajungea la 200 de milioane lei vechi. Și acum e la 7. Bun, aici, din cauza acestui RCA, n-au desferit numai mari transportatori, au desferit și toți românii, mai ales tineri. Persoane fizice, juridice, toți, deci nu este... Cum puteai unui tânăr să-i... Și legea aici, dumneavoastră spuneați că e bună, dar mie nu mi s-a părut la cât mă pricep eu pe asta. De ce să-i pui unui tânăr mai mare? Pentru că tânărul este întotdeauna la dornic de viteză, vrea un motor mai puternic, merge la discoteci, bea, face, conduce imprudent, nu are experiența necesară și așa mai departe. Nu poți să iei unui tânăr de 20 de ani același RCA cum iei unui om care are 28 de ani de conduceri și fără evenimente, atenție. Deci există în asigurarea asta, în regulile internaționale, spune foarte clar, nu ai evenimente rutiere, an de an îți scade valoarea RCA-ului, an de an, dar trebuie să o demonstrezi. Trebuie să crești. Și teribilismul ăsta la volan îl găsești la tineri, adică niște oameni trecuți de un 30 de ani care îl așteaptă un copil acasă, se gândește de 10 ori când apasă pe pedala de acelerație. Apropo de accidentul spectaculos de zilele trecute, ferească Dumnezeu. Aici sunt mai multe chestii. Aici eu n-aș da vina numai pe copilul ăla care a fost numit Beizadeaua Română și mai departe. Nu-i treaba mea asta, nu intru în polemică cu nimeni. Aici e și o chestie de organizare și eu am văzut cu ochii mei. Tu ești autoritate locală, semnalizează corect. Cine administrează drumul respectiv? Pune semnale luminoase, pune când e o groapă, când se schimbă ceva. Dacă eu sunt obișnuit, de 10 ani fac același lucru, același într-o noapte, eu știu că acolo e liber, dar de fapt nu este liber. Nu-i numai vina mea când produc accidentul. E vina și alea care administrează drumul, pentru că nu semnalizează corect. Și mă întorc și la săracul polițistul ăla cu motocicleta, dacă a căzut măgăreața de Oprea. Bravo, nu-mi pare rău. Că a făcut alte chestii mult mai rale, mult mai rele. Dar acolo, părerea mea că ăla cu drumul are cea mai mare vină. Pentru că trage o hârtie, nu, domnule, eu v-aș duce în străinătate să vedeți când dau ei cu vopsea pe asfalt sau ceva, pun un milion de semnale cu 2-3 km înainte, îți spun, vezi că aici se îngustează, vezi că aici e o problemă, vezi că s-a creat un accident. Da, la noi. Două minute mai aveți, le gestionați complet dumneavoastră un subiect extraordinar de interesant astăzi. Vă spun că de mult n-am mai avut așa o emisiune activă în sensul de a veni cu soluții concrete la probleme concrete. Suntem mișcarea populară, facem mișcare, nu? Da, vreau să vă spun doar ceea ce ne-am propus noi, Confederația Operatorilor de Transport, pentru următoarea perioadă. Deci Confederația Operatorilor propune transport gratuit pentru toți elevii. Iar transportatorii de persoane prin curse regulate să plătească 5% TVA deductibil. Deci Guvernul României are pârghiile necesare și oameni super calificați ca să facă toate calculele necesare privind încasarea de TVA și plata parțială a abonamentelor școlare. Altfel încât va avea o mare surpriză când va constata în urma calculelor cu propunerea noastră va deroga bugetul României de o imensă sumă de bani, în timp ce contravaloarea
integrarea biletelor va rămâne în bugetul familiilor elevilor. Vor fi trei câștigători până la urmă: statul, cetățeanul și transportatorul. Deci asta e propunerea noastră pentru următoare perioadă. Și vom... Dar nu mai avem timp și vreau să mai alte probleme care le avem noi la Confederație. Domnul Antal. Eu o să mă adresez din nou cetățenilor, nemțenilor și romașcanilor, în special care se află la muncă în străinătate. Citeam pe Facebook zilele astea că doar cel care muncește afară și locuiește în străinătate înseamnă ce înseamnă, știe ce înseamnă cu adevărat singurătatea. Vă reamintesc că am și eu 8 ani de străinătate, 8 ani în Norvegia. Știu ce înseamnă să fii între străini, știu ce înseamnă să lăcrimezi de Crăciun, de Paști, când nu ai lângă tine aproape familia, când nu-ți vezi luni, poate ani de zile, locurile natale. Și o să vă rog doar pe cei care ați lăcrimat vreodată sau ați plâns după părinții voștri și după ce se întâmplă în România și de sărbători, ați aprins lumânări gândindu-vă la cei de acasă și acum vedeți ce se întâmplă în străinătate, vedeți cum sunt tratați oamenii și dacă vreți ca lucrurile să se schimbe în România, vă rog frumos, sunați acasă la părinți, la rude, la prieteni și spuneți-le că există un partid, Partidul Mișcarea Populară, care poate și vrea să schimbe aceste lucruri. Deci, vă rog frumos, pe data de 11 decembrie, anunțați-i să voteze poziția 8, la județul Neamț, mă refer, poziția 8, atât pe liste de candidați pentru Parlament, de pentru Camera Deputaților, cât și pentru Senatul României. Deci votați poziția 8, votați mărul. Mulțumesc frumos, ne revedem la o nouă ediție a emisiunii România Votează cât de curând. La revedere! La revedere!